Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi vin la voi cu un vlog, ba mai mult cu o veste șocantă care circulă pe internet. Înainte să discutăm, bineînțeles, apăsați pe butonașul de like, pe subscribe și pregătiți-vă. Înainte să trecem la subiectul principal, am văzut că a intrat o concurentă nouă în casă, Andreea, o concurentă care se pare că este foarte cunoscută în mediul online. Nu știu dacă nu cei din staff au fost cei care i-au scris ei, aceasta având mulți urmăritori, înainte ca ea să se înscrie la emisiune. Din câte știm, în sezonul 1 s-a întâmplat lucrul acesta cu Emanuel, după cum spunea el, că a fost contactat, nu a contactat el, pentru că avea urmăritori mulți pe TikTok. Așadar, această Andreea se pare că a mai participat la o emisiune, multă lume o știe de la Survivor, unde se pare că și-a făcut și un nume, dar și o reputație. După ce m-am interesat un pic și am citit și eu pe grupuri, să zic așa, și postările oamenilor, ba mai mult un search pe Google, am văzut acolo că a fost în emisiune o foarte bună sportivă, doar că era foarte, foarte vulcanică. În momentul de discuții mai aprinse sau neînțelegeri, aceasta se certa foarte, foarte mult și era foarte vulcanică, izbucnea foarte mult. Ea ne-a și prezentat într-un anumit fel lucrul acesta când a intrat în casă, dar a spus că a dorit să se schimbe. Totuși, când a fost întrebată în casa fetelor dacă îi place să se certe, ea a negat lucrul acesta. Însă, din câte citim despre Andreea, despre această Andreea, aflăm că e foarte bună la lucrul acesta. Mai ales, din câte a spus ea, având o școală de poliție, o academie de poliție făcută, cu siguranță nu va fi genul de persoană care să lase de la ea sau să nu-și spună părerea. Ceea ce mi se pare puțin aici suspect este că faci o școală de câțiva ani de zile pentru un post sau pentru un loc de muncă și după ajungi acolo și renunți după câteva luni de zile. Mi se pare puțin ciudat lucrul acesta. Sau poate a făcut acea școală doar din obligație sau că și-au dorit părinții. Nu știm despre ce este vorba, dar este puțin ciudat. Puteți să-mi spuneți și voi părerea voastră acolo. Așadar, să trecem la lucrurile mai importante. Fiind pe internet seara trecută și uitându-mă pe grupuri și pe live-uri, să zic așa, cum tot dădeam eu scroll acolo, circulă o veste foarte, foarte ciudată, proastă, să zic așa, rea. Aflăm sau am văzut anumite postări în care se spunea că Julie ar fi eliminată în gala de 5 mai, în gala de Paște. Se pare că în acea gală, după cum scriau în postările respective, Patrick ar fi primit cecul, ar fi făcut strategie cu Cosmin și cu Robbie ca să o elimine pe Julie. Aceștia, bineînțeles, dorind la urma urmei, după eliminarea ei, să scape și de Robert. Mai mult Patrick, deoarece cred că este concurența lui numărul 1 în câștigarea premiului final. Totodată, pe live-uri s-a discutat că în aceeași gală, în gala de 5, Bianca va fi cea eliminată, iar eu, în momentul în care am făcut un live, multă lume venea la mine și spunea că dacă știu că Bianca a fost eliminată în gala de 5, deci se vorbește și despre Julie cum ar fi fost eliminată și despre Bianca și chiar nu știu ce să zic aici. Deoarece noi, de fiecare dată când aveam sărbătoare, Paști, Crăciun sau eu știu ceva sărbătoare mai importantă, tot timpul era gală fără eliminare și mi este greu să cred că, nu știu, de Paște s-au gândit să facă o gală cu eliminare și chiar una dintre Bianca sau Julie să fie eliminate. Mi este foarte, foarte greu să cred, având în vedere susținerea lor din online, chiar și a Bianca, chiar dacă este singură și nu are un cuplu, mai ales că acum iniția o cunoaștere cu Bogdan. Consider că dacă lucrul acesta se va întâmpla, emisiunea va avea foarte mult de pierdut. Așa că până când o sursă sigură nu va ieși în mediul online, sursele sigure cu care ne-am obișnuit, Dan Andrei 002 și Viperele sau eu știu mai cine posta pe acolo, eu spun că cel puțin eu nu vreau să cred aceste afirmații și aceste informații. Totuși, dacă stăm să ne gândim puțin la acest scenariu cu Julie, cum că Patrick ar face strategie să fie eliminată Julie ca să scape de Robert, lucrul acesta, chiar dacă nu s-a întâmplat, eu zic că pe viitor ar putea fi posibil.
Adică să-mi spuneți și voi părerea voastră în comentarii dacă credeți că este un scenariu posibil, bineînțeles. Pentru că dacă stăm să ne gândim, din punct de vedere competitiv, chiar este un scenariu pozitiv. Așa că eu sper că atât Julie cât și Bianca sunt încă în emisiune. Cu siguranță vom afla lucrul acesta cât de curând. Așadar, dragilor, să-mi spuneți părerea voastră în comentarii, ce credeți despre aceste informații și despre credibilitatea lor și să-mi spuneți și pentru cine credeți că a intrat această fată, Andreea, în casă sau... și, bineînțeles, părerea voastră despre ea. Eu am fost Sorin, vă doresc o zi minunată în continuare, nu uitați de subscribe, bineînțeles, să ne abonați la canal să fim cât mai mulți, să-mi dați și like, bineînțeles, și să gândim de bine și să ne... urăm de bine unii celorlalți. Vă pup din suflet și vă doresc o zi minunată în continuare. Pupici!